cum aceste 15 teste gratuite pe care le are în vedere guvernul să le ofere românilor nu împovărează și mai mult bugetul de stat? Adică avem deja un vaccin care este gratuit și care este la dispoziția românilor. Eu chiar am primit un răspuns de la Ministerul de Finanțe și spunea Ministerul de Finanțe că România, guvernul, PNL-USR-ul, au împrumutat România cu 54 de miliarde într-un an jumate. Și când i-am întrebat pe colegii mei de la USR, ce ați făcut cu banii, cu 54 de miliarde de euro, vorbesc, nu de lei, 54 de miliarde. Deci aproape că au dublat datoria României, au spus, da, am avut pandemie. Credeți că sănătatea poporului sau cumva stoparea acestei pandemii are o valoare financiară? Trebuie să o rezolvăm. Oamenii trebuie să scape sănătoși. Lumea trebuie să fie sănătoasă. Indiferent cât statul, doar că trebuie să fie transparente aceste achiziții, nu achiziționăm în funcție de teste, în funcție de interese, nu. Toate lucrurile trebuie să fie transparente. Dar nu cred că niciun român nu va spune că da, ne-am împrumutat și ca să oferim siguranță sanitară oamenilor. Noi trebuie să oferim o siguranță. Noi, politicienii, guvernul, trebuie să oferă o siguranță sanitară. Deci trebuie să trecem de valul 5 cu bine. Greșelile care le-au făcut celelalte țări, să nu le mai facem noi.